Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi și frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald despre cărțile, despre titlurile din literatura masonică, cărțile și titlurile din această frumoasă și elegantă colecție Arta Regală. Cărți pe care le puteți găsi pe site-ul editurii Herald și în cadrul acestei frumoase campanii. Astăzi alături de noi este actorul George Ivașcu, directorul Teatrului Metropolis, decanul Facultății de Teatru UNEATC Ile Caragiale, mare maestru al Marii Loji Naționale din România și vom povesti pe scurt despre ceea ce înseamnă fenomenul Ordinului Masonic în România, dar bineînțeles și la nivel internațional și până la urmă despre ceea ce înseamnă masoneria. Am să vă pomenesc pe scurt câteva din titlurile acestei frumoase colecții care a debutat în anul 2016, Ortodoxie Masonică, Istorie, Rituri, Doctrine de Jean-Marie Ragon, Legendele, miturile și simbolurile francmasoneriei de Albert McKay. Istoria francmasonilor este o noutate abia apărută de două săptămâni de la tipar. Istoria francmasonilor de Jean-Paul Dubreuil. Constructorii, o cercetare a istoriei și filozofiei masoneriei de Joseph Newton. De asemenea, francmasoneria pe înțelesul adepților săi, de Oswald Wirth, Misterele Artei Regale, tot de Oswald Wirth, Simbolul francmasoneriei de Bach, Francmasonerie și companionaj de cine altul, René Guénot. Iată cărți, spun eu, foarte importante pentru iubitorii de literatură masonică, dar și pentru cei care sunt, să le spunem, novice, neofiți, poate în faza de inițiere sau dornici foarte mult să înțeleagă ce înseamnă de fapt masoneria. Pentru că, din păcate, când vorbim sau când facem diferența între tradiția primordială care a stat la baza masoneriei și ceea ce trăim noi, să spunem, de câteva decenii încoace, metoda aceasta speculativă a masoneriei este o diferență mare. Iar, din păcate, și o spun cu un soi de regret în voce, în glas, un om de pe stradă, dacă îl iei, și un om, să spunem, poate insuficient, nu neinformat, insuficient informat, și îl întreb ce este un mason sau ce este masoneria ca ordin spiritual, bineînțeles că va spune tot felul de tâmpenii, cum că un grup mic de masoni conduc lumea și așa mai departe, și bineînțeles că ei sunt întotdeauna evrei. Și apare, iată, de aici și antisemitismul și o groază de lucruri urâte. Ori, de fapt, când vorbim despre masonerie, noi vorbim despre altceva. Vorbim despre adevăr, vorbim despre bine, vorbim despre bunătate, vorbim despre Sfântul Templu al lui Solomon, Templul Umanității. Deci vorbim până la urmă de latura aceasta spirituală și de acestea le-aș numi eu idealuri profunde ale umanității, despre care cei mai mulți nu știu. Da, am ascultat foarte, foarte mare atenție introducerea și îmi face o deosebită plăcere că, într-adevăr, particip la ideea de cărți deschise pentru minți deschise. Mulțumesc mult, apreciez deja, iată, o minte deschisă către cunoaștere. Pentru că noi, de fapt, dacă vorbim, o să fie mai multe probabil subiecte, sper să apucăm să le epuizăm, dacă nu, o să mergem pe principiul, acum vorbește actorul din mine, pe principiul dacă doriți să revedeți și atunci continuăm discuția în episodul 2. Deci iată, am lăsat deja o invitație de a ne reîntâlni. Deci, în primul rând, vorbim de cunoaștere. Pentru că adeseori noi, adică, mă rog, sunt multe lucruri care se spun, nu sunt secrete, sunt doar lucruri care presupun o inițiere spirituală. De fapt, noi ce facem? Parcurgem o istorie a omenirii pe baza unor ritualuri ceremoniale care sunt, într-un fel, parcursive istoric. Și atunci, e exact cum am spune noi în teatru, e o trăire directă a ceea ce au parcurs cei dinaintea noastră, învățații de la care noi ne luăm reperele, landmark-urile, pietrele de hotar. De fapt, este o perfecționare continuă a omului. Deci cunoașterea e cea mai importantă.
Sigur că suntem, din păcate, în România încă sub imperiul că masonii sunt nu știu cum, că sunt nu știu cum, pentru că multă vreme a fost decriminalizată în perioada dinainte de 89 această organizație. Ceea ce nu se întâmplă, iată, în Anglia, în America, unde, țin minte când am ajuns prima oară în America, la prima conferință la care am participat, numai faptul că am arătat invitația, vorbim de perioada aia când era mai greu, chiar polițistul de frontieră a zis: wow, știți că masonii au făcut America. Era chiar foarte mândru, nefiind omul mason. Dar percepția este aia de bază, construcția. Deci mason, tradus liber, să zicem așa, este construcția. Constructor. De fapt, constructor. Și atunci ideea e că în țările civilizate la care ne raportăm tot timpul, iată, am spus Marea Britanie, iată, am spus America și nu numai, baza societății. Și aici, în mandatul ăsta al meu, în care tocmai am fost ales, asta e și propunerea mea. Noi nu ne suprapunem instituțiilor administrative sau altor tipuri de instituții. Noi, niște bărbați, din diversele categorii sociale, de la profesori, la academicieni, la orice alt tip de profesie, pentru că nu e restrictivă intrarea în masonerie, din diversele domenii, prin planșele noastre de arhitectură, adică prin cunoașterea fiecărui domeniu, fiecare își exprimă un punct de vedere, astfel încât eu am șansa să mă întâlnesc cu un medic. Nu aș fi avut poate șansa asta. Sau cu, nu știu, cineva care se ocupă cu ingineria, dau un exemplu, eu care sunt mai atehnic, așa. Aflu diversele detalii, diversele lucruri și timpul petrecut acolo este de fapt un schimb de informații, de cunoaștere și de recomandări. Iată, o carte. Ok, e foarte în regulă. Poate n-aș fi avut timp să o citesc. Poate aș fi avut alte preocupări. Și atunci, faptul că îmi dedic într-o lună, să zicem, întâlniri cu, cum le spunem noi, frați, adică, de fapt, cu niște bărbați cu care stăm de vorbă pe diversele domenii, pot construi, cum s-au întâmplat peste tot în lume, o strategie culturală, să zicem, prin Comisia de Cultură sau ritualistică, iată, prin cărțile care apar și sunt studii făcute de istorici sau de oameni care au diverse căutări în zona heraldică și atunci înțelegi simboluri pe care după aceea poți să le folosești ca instrumente spirituale, adică de aici, iată, mai ales într-o profesie numită artă, cât de importantă este metafora, cât de importantă e poezia. Și atunci sunt lucruri care le poți decodifica cu instrumente deja cercetate. Și atunci faci apel la o carte de genul acesta, ca la o cheie. Intri într-un univers de cunoaștere. Căci e vorba de un univers pentru că nu discutăm doar de un sistem care e, să zicem, rigid. E un univers pentru că el este un puzzle din mai multe cunoașteri din diversele domenii. E un schimb, zic eu, foarte frumos, că de fapt, iar vorbeam de arta regală, ce este? Omul are calități defecte. Important este că noi spunem adeseori că luăm un om bun, adică un om care are anumite calități în domeniul în care el profesează și, de fapt, prin acest tip de cunoaștere, cercetare și așa mai departe, devine mai bun. Adică noi spunem, luăm un om bun și devine mai bun. Mai bun în sensul nu că e deodată mai bun, mai bun în sensul spiritual al cunoașterii. Eu, datorită masoneriei, prin întâlnire pe care le-am avut chiar, de exemplu, ieri cu o somitate medicală, într-o discuție foarte frumoasă, am realizat la una din conferințele avute anterior și după aceea am simțit eu nevoia să mă întâlnesc cu personalitatea respectivă, nu vreau să o nominalizez, că nu am acordul persoanei, evident, am aflat ce a fost pandemia asta. Dar nu de la modul unor funcționari de la DSP sau din ce înseamnă zonistica pe care o citim cotidian, ci din un specialist care chiar a fost în bătălia asta în prima linie. Și e foarte important pentru mine, pentru că în momentul ăla realizezi
cotidianul, realitatea, ca fiind ceva care ține de normalitate, nu de anormalitate. Mai mult de atât, apropo de cărți și de landmark-uri și de principii și de toate lucrurile astea, masoneria reprezintă și o punte între trecut și viitor. Adică prezentul este analizat pe baza unor principii fundamentale ale omenirii pentru a construi, ca să revin la cuvântul construcție, un viitor, o strategie, un drum. Și în prezentul ăsta, trăind experiențele trecutului, fie prin literatură, fie prin ceremonial, fie prin ritualuri, nu faci altceva decât să poți vizualiza care-i drumul. Pentru că ideea este să, e ca o busolă, ca să nu știu, caut și o metaforă. E ca o busolă, adică până la urmă găsești nordul în toate dezechilibrele care te încearcă cotidian, în toate îndoielile, în toate fricile, în toate spaimele. Doi, frățietatea îți dă și acest sentiment foarte clar că existi într-un loc împreună cu alți bărbați care până la urmă reprezintă prietenie. Sunt oameni cu care mi-aș fi dorit să mă întâlnesc, n-am avut ocazia decât aici și am devenit foarte buni prieteni. În urmă e vorba de prietenie. Prietenia între două persoane, zic așa, este mai mulți, dar zic între două persoane, care de fapt nutresc același ideal. Exact, și care se desprind asta, pentru un timp. Da, și se desprind, exact, se desprind pentru o perioadă, atâta vreme cât sunt ținutele noastre sau, mă rog, întâlnirile noastre, pentru că se desprind un pic de cotidianul ăsta. De aici un pic și seamănă cu teatru. Este exact ca realitatea virtuală, cum e teatru, adică pentru două ore, sigur că ești conștient că nu ești în Danemarca și că actorul George Ivașcu nu e Hamlet. Adică e Hamlet datorită convenției, datorită punții. Spunea Hanni Müller că teatru, și într-un fel se poate aplica și în masonerie, teatru este un pod între om și om într-un ocean de singurătate. Și asta înseamnă lanțul de unire, că de fapt unim niște singurătăți care de fapt duc spre cunoaștere, spre idealul, spre principii. Și părerea mea este că, atât de frumos ați povestit, cred că este locul ideal, n-aș vrea să folosesc cuvinte prea mari, dar cred că este locul ideal în care, pe lângă valori, pe lângă idealuri, oameni din domenii diferite și, să spunem, cu competențe socioprofesionale diferite, își pot împreună aduce aportul, contribuția la mersul bun al societății și cumva la când pomeneați de a-l face pe om mai bun, implicit făcându-l pe om mai bun prin aderarea la aceste valori și la aceste idealuri, practic o mică parte se adaugă și la ceea ce înseamnă societatea, locul în care noi trăim. Adică faptul că din zona individualului, eu ca actor, eu ca medic, eu ca jurist, eu ca orice altceva, îmi aduc contribuția mea, e iată, împărtășind în cadrul acestei frumoase comunități aceleași valori și aceleași idealuri, eu îmi aduc aportul meu și la binele sau la bunul mers al societății, al comunității din care eu fac parte. Corect, e foarte corect. Și mi-a plăcut cuvântul a împărtăși. Și aici o să citez din Steinhardt. Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, spune ceva care pe mine mi-a fost ca o bornă. Știm foarte bine ce se întâmplă acolo, acel Jurnal al Fericirii, cum ajunge el să se creștineze. A spune acum datorită experienței acelea nefericite. Nu povestesc cartea, că o știm cu toții, dar acolo mi-a plăcut ceva, că sunt trei tipuri de comunicare între om și om, zice el. E comunicația. Adesor facem petiții, scriem note de fundamentare, ce facem zilnic la fiecare în serviciul nostru. Comunicația, care e instituțională, oficială sau nu contează, dar ok, hârtia o livrezi în altă parte.
Apoi cel mai frumos, zice el, etapa următoare este comunicarea, care e de la om la om. Cum suntem noi acum și ne comunicăm idei, păreri, și e foarte frumoasă și cred că natura umană este o natură socială. De asta am și suferit foarte mult în perioada asta cu toții, pentru că simțeam nevoia să ne luăm în brațe, să ne împărtășim diversele păreri, ca de obicei. Interacțiunea și socializarea. Interacțiunea, da. Și cea de-a treia etapă, de spiritualitate, și aici mi s-a părut foarte frumos și cuvântul recuperat de către Nicolae Ștefan, cuminecarea. Deci comunicarea cu minecare. Cuminecare înseamnă a împărți cu celălalt. E foarte frumos. Din punctul meu de vedere este esențial. Și până la urmă, cuminecarea, a împărți cu celălalt, apropo de idei, de principii, de valori, de ajutor. Cred că asta este esența, iarăși, și a masoneriei și nu numai, evident. Dar, cum bine spuneați, eu aici învăț niște principii deja care au devenit borne, cum zicem noi, landmark-uri, pietre de hotar, da? Care după aceea eu nu fac altceva decât să le transfer în comunitatea mea, a cercului meu de prieteni, care nu trebuie să fie neapărat mason, dar cu care pot împărți idei și așa mai departe. Am să vă dau un exemplu, poate părea un pic patetic, dar o să-l povestesc, pentru că face parte din ce am înțeles eu. Eram proaspăt inițiat în masonerie în 99, mi se părea, wow, masoneria, una altă. Din nefericire, exact în anul acela, când eu eram proaspăt intrat, nici nu știam ce se întâmplă foarte tare, a murit tatăl meu. Și evident, la mormântare, fără să mi se spună, și m-a impresionat foarte tare, oamenii care de-abia îi cunoscusem, de vreo 3 luni maxim era, au venit la cimitir fără să mi spună nimic, au stat foarte discret într-un loc, dar au fost cu mine. Pentru mine a însemnat foarte mult. Apropo de singurătate. Sigur, eram cu familie, eram asta, dar au venit totodată 20 de bărbați, discret, n-au deranjat, n-au spus nimic, au stat să știu eu că ei sunt acolo și că mă pot baza pe ei. Vedeți, asta e esența, până la urmă, a omului bun să-l facă și mai bun. Atunci am înțeles unul din mesajele subtile de la cavalerii templieri, la ce vreți, apropo de istorie, care reprezentau acest tip de comunitate care luptau pentru o cauză, care susțineau, nu lăsau să moară pe câmpul de luptă, erau alături de el. Și loialitatea fundamentală, exact, ca valoare morală, exact, morală, da. Exact. Apropo de morala, da? Și de asta, vedeți, și templul, și asta nu vreau să intru în detalii ca să mă plictisez neapărat oamenii, dar ideea este, până la urmă ne raportăm la, nu, cerul stela deasupra noastră și ordinea morală în noi. Despre asta e vorba, până la urmă. Căci ne raportăm la spiritualitate, că îi spunem Dumnezeu și eu cred în Dumnezeu, că îi spunem oricum, și aici iarăși nu e treaba mea să intru, dar e important să ai această credință. Că există cerul stela deasupra ta și ordinea morală în tine. Pe baza unor principii umane, pe baza întreajutorării, iată, a loialității și mai ales, apropo de arta regală, a politeții. Pentru că vrând nevrând, un ritual, un ceremonial, te învață o conduită. Conduita în care tu, ca bărbat, până la urmă, majoritatea cap de familie, care la rândul lor se educe, și atunci trecem din sfera suprapunere uneori greșite a învățăturii cu educația. Educația este poate un palier, datorită cunoașterii, un palier un pic deasupra, zic eu, învățării. Că așa, învățarea mecanică poate exista. Oricine învață mecanic, orice, ritual, ceremonial, nu asta contează. Important e ca pe baza acestor principii, valori, de fapt, tu te educi. Te educi tu pentru societate și mai ales, aș spune eu, pentru familia ta.
căci din acesta înveți întrajutorarea, înveți multe, multe lucruri care te fac să respecti altfel valorile, să le vezi altfel și să cultivi frumosul. De asta mulți dintre dumneavoastră poate ați văzut reprezentări gen colonete, toate cele care sunt și nu mai sunt, apar pe toate site-urile, nu e nimic secret. Da, este discret. Exact. Și atunci ideea este că acolo sunt trei colonete care reprezintă înțelepciunea, frumusețea și puterea. Ce înseamnă asta, forța? Înseamnă că, de fapt, e o reprezentare absolut umană a ceea ce înseamnă că facem apel la valori. Pentru a avea putere, trebuie să ai înțelepciune și să cultivi frumusețea. Pentru că puterea nu are legătură neapărat cu forța. Exact. E vorba despre o altfel de putere. Puterea de a convinge. Din înțelepciune. Exact. Puterea de a convinge. Puterea de a înțelege. Puterea de a tolera, de a înțelege semenul tău. De a avea empatie, compasiune. Compasiune și așa mai departe. Așadar, sunt foarte multe lucruri care pe mine personal m-au ajutat și poate dacă n-aș fi fost în situația asta, n-aș fi ajuns să cunosc multe din lucrurile astea. N-aș fi avut poate timp pentru că, evident, te preocupă profesia, cariera, apar foarte multe probleme în viață, nu ai timp, dar faptul că îți dai și răgaz într-un secol al vitezei, ai răgazul ca două ori să stai împreună cu oameni cu care poți să, iată, să împărtășești idei, valori și așa mai departe, îți face de fapt bine. E bine. E ca o școală de învățătură, să zic așa. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi actorul George Ivașcu, directorul Teatrului Metropolis, decanul Facultății de Teatru, UNEATC Ile Caragiale, mare maestru al Marii Loji Naționale din România, căruia îi mulțumim din suflet pentru, iată, această împărtășire, cum spuneam mai devreme, a ceea ce înseamnă înțelepciune, valori, idealurile masoneriei și, bineînțeles, câteva titluri din această frumoasă colecție, colecția Arta Regală, din portofoliul editurii Herald, vi le-am prezentat. Aș menționa acum la final această frumoasă carte, noutate editorială în colecția Arta Regală, Istoria francmasonilor a lui Jean-Paul Dubreuil. Mulțumim încă o dată domnului George Ivașcu. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată, o zi frumoasă, cu multă înțelepciune și lectură plăcută. La revedere, numai bine, mulțumim! Și eu, cu tot dragul!